fericile iubirii. Siguranța e necesară într-o relație, la fel cum pentru pasul căsătoriei e nevoie și de încrederea reciprocă. Când vine vorba de căsătorie între noi doi, vorbesc distracție. În momentul ăsta, seriozitate, seriozitate. Nu, da, vreau să zic, în momentul ăsta sunt sceptică. Eu nu pot să spun 100% că... Da, ești normal, eu pot să zic 100%, dar tu ca femeie îți dau tot dreptul să nu fii 100% acum. Poate nici peste unul, poate nici peste două nu să fii 100%. Cine știe? Ai tot dreptul. Până la urmă, decizia e la tine. E da sau nu? O să vezi când o să mă cer, dacă e da sau nu. Cum? O să vezi când o să mă cer, dacă o să mă ceri, dacă e da sau nu. Da. Pentru că, cum am vorbit și astăzi cu fetele, ce ai văzut astăzi în material, fix asta cred. E o decizie și nu ține neapărat de tine. Că aș avea neclarități în privința ta sau că am vreun semn de întrebare. În schimb, e o decizie de-a mea. E o decizie pe care o iei o singură dată în viață. Nu e de 10 ori. O dată. Și cum am spus, eu nu vreau să am statut de divorțată și nu vreau să mă fure emisiunea. Când da, într-adevăr, emisiunea asta se finalizează cu o căsătorie și dacă îți găsești pe cineva și e totul 100% bine, de ce nu? Și de ce să nu te căsătorești dacă simți că e alesul? Dar în același timp trebuie să fii pregătită, mă consider. Nu pot să spun că nu mă consider pregătită, trebuie să fiu, nu știu, sigură. Păi tu... te-ai mai gândit toată la chestia asta? Că ai vrut să de 8 ani. Da. Și tu acum te gândești de 2 ori. Da. Și gândește de 2 ori să dai răspunsul corect și să pui totul la cap, pentru că... și îmi pare bine că se întâmplă așa. Momentul ăla când spui da, trebuie să fii 100%. Să te simți fericită, să te simți împlinită, să te simți că te completează, să te simți protejată, să simți că lângă omul ăla poți să îmbătrânești, să simți că de la omul respectiv îți dorești copii, că îl vezi tatăl copiilor tăi, că poți să construiești cu el totul sau nimic, că poți să pleci cu el de la lingură sau poți să pleci cu el de la, și să ajungi cu el la imperii. Trebuie să vezi în el tot. Tot. Las la o gluviză cu lina și cu frăculița. Hai zi. Las-o. Într-adevăr așa este. Pentru că și voi, ca bărbați, presupun că gândiți la fel. Normal, oricum și la mine familie. Nu știu dacă cunosc un neam să fi fost despărțit de femeie sau ceva de genul. Sau să fie văduvă sau văduv, nu? Văduv e când îți moare soția. Da, divorța și așa. Dar nici așa, nici văd sau așa, tot la fel n-am. Doamne ferește. Da, divorțat, da, tot la fel, nu. Că sunt certuri, că sunt mai aprind. Și la mine în familie s-au mai aprins certuri. Dar și la mine în familie. Și certurile, dacă știi cum să le iei și cum să le manageriezi, cum zic eu mereu, sunt constructive. Înveți ceva. Dacă tu înveți ceva de la fiecare ceartă, dai înainte, nu dai înapoi. Și cu căsătoria. În moment ce tu sau voi în general, că vorbesc în general de bărbații, voi în general când cereți o fată, iubita, o cereți în căsătorie, trebuie să o vedeți tot, trebuie să o vezi tot. Mama copiilor tăi, femeia lângă care poți să îmbătrânești, care să-ți asigure absolut tot ce ai tu nevoie să, și să ai siguranța aia că e lângă tine la bine și la greu. Da, dar uite că și dacă stai să te gândești mai deep, zic că am iau 10 ani de relații. Vase colecționă, da? Să-mi zici că sunt logodiți, nu-s căsătoriți. Nu mai e o diferență, că e aceeași chestie, că trăiesc împreună de atâta timp. Da. Cum deci sunt un act. Te despare doar un act. Și legământul nu, nu locuim. Vorbesc ca idee. Acum noi locuim împreună, doar că ne desparte ușile. Da, dar nu stăm împreună non-stop. Că nu stăm non-stop. Să ne trezim împreună, să mâncăm împreună, să avem job, să împărțim cheltuieli, să avem responsabilități. Adică aici ești ca într-o vacanță. Aia vreau să zic, chiar după ce ai semnezi actul ăla, da? Cum descoperi continuu? Clar, te cunoști toată viața. Apar certuri, zici că gata, că până la urmă nu te asigură nimeni. Eu nici nu vreau o relație fără certuri. Pe nicio. Sau o relație care să fie doar lapte și miere, spun sincer. Pentru că nici nu vreau să le faci pe toate ca la carte, pentru că nici eu nu sunt capabilă să le fac pe toate ca la carte. E cea mai serioasă chestie din cât există căsătoria, așa o văd. Într-adevăr, e doar un act, dar
actul ăsta te schimbă, te schimbă ca statut în societate, schimbă statut social, ești căsătorit, ai soț, ai responsabilități, ai soție, ai responsabilități. Nu mai ești burlac, nu mai ești burlăciță, nu mai poți să faci lucrurile pe care le făceai, nu mai ai... Bine, te distrezi, vă distrați împreună, nu știe nimeni că dacă ai soț sau ai soție sau ești căsătorit, nu mai ai timpul tău, știi, și nu te distrezi sau nu te simți bine. O să fie și astea în continuare, dar toate o să fie cu o limită, pentru că o să ai casă, o să ai familie, știi? E bine, cum a fost și relația ta, cum a fost și relația mea, e fix aceeași chestie, doar că trebuie să lași mult în orgoliu ca să duci relația asta. Da, bineînțeles, trebuie să lupți. Și eu am mai zis, eu niciodată nu o să stau într-o relație unde nu mă simt fericită sau împlinită sau unde nu simt eu că acolo nu e locul meu. Indiferent de loc, de timp, de cine sunt, cu cine sunt, cât timp am, nu mă interesează. Da, în momentul în care eu nu mă simt fericită, pentru că am gândit-o așa, tot timpul o viață ai, nu ai 10. Și prefer să-mi trăiesc viața mea, nu să le fac altora pe plac. De exemplu, părinții că vor să mă vadă, că mă văd ei bine din exterior. Sau, nu știu, oamenii din jurul meu, că mă văd că sunt într-o relație și că sunt bine din exterior. Dar eu nu vreau să mă despar că am pe cineva sau că sunt cu cineva sau că am făcut chestii împreună sau că avem planuri împreună. Nu știu, aici e mult de discutat. Da, până la urmă stai cu cineva cât ești fericit, cât îl iubești, dacă nu mai e fericire și nu mai e iubire, nu poți să stai în relația aia de dragul de a mă sta, sau de dragul de a o menține, sau de dragul de a menține durata relației. Exact. Sau de dragul rușinii, uite, s-a de spus, exact, că, exact. Până la adică... un corp mai în suflet, ai de ce să exact. Îl ții acolo blocat, încât nu mai simți. Exact. Fix așa gândesc și eu. Și tocmai de asta, când spun căsătorie, spun că cu omul ăla o să fiu toată viața mea, deci așa gândesc. Că nu se știe niciodată ce o să se întâmple, clar, nu-mi garantează nimeni. Și afară, dacă te cunoșteam și oriunde, nu-mi garanta nimeni că o să fim toată viața împreună. Dar sunt... așa o gândesc eu, știi? Nu, singura garanție în viitor, singura care e, să nu sune chiar ori, te moarte. Dar în rest, da, exact. N-ai nicio garanție, aia exact. E singura, nu? Exact, da. Asta știi sigur că o să se întâmple la un moment dat. Nu știu ce se întâmplă mai. Exact, cu nimeni, nici cu tine. Capricile iubirii. Întrebarea este, crezi că cineva se căsătorește cu credința că o să divorțeze? Nu, clar nu. Ne căsătorim gândindu-ne că o să divorțăm, însă eu consider că în momentul în care decidem să ne căsătorim, suntem optimiști și încrezători că acea relație o să dureze toată viața. E adevărat! Nu avem nicio garanție, într-adevăr, că o să dureze toată viața, pentru că nu se știe niciodată ce se poate întâmpla, dar... De ce te sperie statutul de divorțată? Pur și simplu, nu știu de ce, dar mă sperie. Ce înseamnă pentru tine femeie divorțată? Nu vreau să ajung să mă căsătoresc și apoi să repet același lucru. Vreau să fiu un moment unic doar cu bărbatul lângă care eu o să am copii și o să fiu toată viața cu el. Da, crezi că statutul ăsta de divorțată este tragedia de pe lume? Nu, normal. Și înțeleg și îmi imaginez că sunt atâtea... Și dacă s-ar întâmpla să fie așa cu tine? Ar fi un capăt de lume? Nu, bineînțeles. Aș putea să accept și asta, dar nu vreau să mă gândesc acolo. Vreau să-ți, dacă îmi dai voie, să-ți fac o mărturisire din proprie experiență. Eu sunt o fostă femeie divorțată. Și atunci când m-am căsătorit, am făcut-o din convingere, crezând că, într-adevăr, căsătoria este până la sfârșitul zilelor și exact ca și tine, adică mă văd pe mine în tine, n-am crezut niciodată în viața mea că statutul de divorțată s-ar potrivi vreodată cu mine. Și acum o să-ți fac o mărturisire care poate o să te surprindă. Să știi că mie mi-a plăcut să fiu divorțată. Da? Da. Pentru că am înțeles atunci că decât să stai într-o relație toxică și care să te macine zi după zi și moment după moment, e mai bine să pleci de acolo, să ieși din toxicitatea situației
și să încerci să te regăsești. Și momentul ăla de regăsire, momentul de divorțată, a fost unul dintre cele mai frumoase momente din viața mea. Ați renăscut. Și vreau să-ți spun că de-aia te tot întrebam și de-aia tot încercam să sap, pentru că mă văd pe mine în dialogul pe care l-ai avut tu cu partenerul tău. Da, într-adevăr. Așa că nu trebuie să pleci la drum cu ideea că, aoleo, nu, eu n-o să divorțez niciodată, dar nici că o să divorțez cu siguranță. Ia lucrurile pas cu pas și vezi ce se întâmplă. Dacă mai bine să regreți că ai făcut un lucru decât să-l regreți că nu l-ai făcut. Pe premisa aceasta merg și eu. Mai bine să Da. Pe de altă parte, când faci lucru, fă-l în cunoștință de cauză. Exact. Adică nu te apuci, exact. Știi? E o diferență între nu-mi doresc să divorțez și tot, sau eu sigur nu o să divorțez și atunci îl iau pe bărbatul ăsta. Gândește-te, analizează, exact. Vezi ce-ți place, ce nu-ți place, acceptă minusurile pentru că s-ar putea să nu se schimbe niciodată și atunci trebuie să te întrebi. Nu s-ar putea, nu s-ar putea. Unele se mai schimbă. Oh, aleu, atât de puține. Mai evoluează. Și lucruri mici. Da, dar trebuie să te Eu nu vreau să vă sperii. Da, exact ce spunea și Andreea. Da, când te căsătorești, chiar trebuie să o faci în cunoștință de cauză și să nu te gândești că lasă că eu sunt această regină care o urcă el pe un piedestal și o să se schimbe el pentru mine. Nu. Da, nici nu vreau să șosetele tot nimeni. Acolo o să și le arunce. Stai liniștită. Nici nu vreau să se schimbe nimeni niciodată pentru mine. Tocmai am și spus și am și vorbit cu el că nu vreau să se schimbe niciodată, vreau să rămână așa cum e, pentru că doar așa îmi voi da seama dacă suntem cu adevărat potriviți. Pe de altă parte, dacă simte să schimbe anumite lucruri înspre sensul de evoluție, e foarte bine și tu la fel, adică și la tine este valabil. Corect. Te gândești foarte bine Corect. Dacă vrei să faci pasul și dacă poți să trăiești cu ea așa cum este și după vedeți voi.